Fero, iubim apa. Mulțumim că ai acceptat să te deschizi, să-ți povestești viața cât se poate în 45 de minute și spune-ne de ce ne-ai adus aici, pe ruinele unui ștrand părăsit. De ce ai ales acest loc pentru a filma interviul? Păi, când mi-ai propus să facem interviu, inițial am ezitat puțin pentru că nu-mi place să vorbesc despre mine foarte mult și nu mi-a plăcut niciodată. Îmi place mai mult să las reportajele să vorbească despre mine ca jurnalist. Dar pentru că ai insistat și pentru că ai insistat într-un mod în care am apreciat invitația. Plăcut, sper. Plăcut, foarte plăcut, n-a fost o problemă. Am zis, ok, hai să facem, dar hai să o facem undeva unde e cât mai reprezentativ și pentru mine și pentru ce vorbim. Și m-a intrigat și m-a provocat ideea asta de a găsi o clădire care să reflecte felul de jurnalist pe care eu l-am făcut până acum. Și clădirile abandonate sunt, metaforic așa, o formă în care viața mea personală s-a îmbinat cu viața profesională. Eu personal am o pasiune pentru clădiri abandonate și pentru locuri care au o istorie așa cât mai interesantă. Am venit aici, am găsit locul ăsta la sugestia unui coleg de-al nostru, operator, care a zis, hai să mergem totuși să vezi ștrandul Record, fostul ștrand Record. Știam că aici va fi o dezvoltare imobiliară în curând, deci suntem probabil trei printre ultimii. Trăim clipe istorice, da. Da, trăim vremuri istorice, probabil ultimii oameni care vedem locul ăsta așa cum e înainte să dărâme și mi-a plăcut cum arată și iată-ne aici. Tu ești, ai și o latură artistică, mai mâzgălești din când în când, suntem conjurați de graffiti și spuneai că te regăsești în astfel de locuri. Eu cred că mă regăsesc mai mult în ideea asta de locuri abandonate și haos. Și gol și gol, vid. Exact. Nu am o latură artistică, din păcate. Mi-aș dori, apreciez arta, dar nu am o ureche muzicală, nu desenez, nu pictez, nu fac nimic artistic, să spunem. Dar apreciez muzica, apreciez arta, mă relaxează literatura și tot ce ține de artele plastice, în general, de vizual. Lucrând cu camera, lucrând pe imagine, sunt un om care apreciază culorile, apreciază vizualul, apreciază locurile care arată într-un fel. Dar nu. Și graffiti, da, mă pasionează, aș putea să spun că e o formă de artă urbană, e o formă de artă antisistem, până la urmă nu este arta înregimentată și cumva mă intrigă să văd graffiti. E făcută de tineri, e făcută de oameni care se revoltă de cele mai multe ori, nu tot timpul, dar asta mă intrigă și apreciez la graffiti. Și cum îți exprimi într-un mod adecvat revolta sau când ai anumite stări de resentimente, de furie, de încărcate negativ? Asta este o chestie cu care în ultimii ani am încercat să mă obișnuiesc din ce în ce mai mult sau să găsesc o cale de a o controla. Există o frustrare profesională pe care o acumulezi în momentul în care lucrezi și nu mai în zone de conflict. În orice fel de jurnalist pe care îl faci, cunoști oameni, cunoști cazuri, oamenii se deschid și spun lucrurile. Te încarci cu poveștile lor. Exact, te încarci cu acele povești negative sau pozitive, dacă ai norocul, dar de cele mai multe ori, în experiența mea, poveștile au fost negative. Au fost oameni care au trecut prin momente dificile și când vezi că forma de jurnalist pe care tu o faci nu schimbă imediat și iremediabil lucrurile, ți acumulează un pic de frustrare în tine și te întrebi la ce bun toate astea, la ce bun să fac jurnalist din zone de conflict, dacă oamenii în continuare
sunt în conflict acolo, tu vii într-un conflict, te duci acasă, înapoi la confortul casei tale, la siguranța familiei și așa mai departe, iar ei rămân la fel. Și cumva există o această așteptare din partea oamenilor cu care vorbești de a ajuta, dar oamenii nu înțeleg că puterea noastră e limitată și de cele mai multe ori e o iluzie că jurnalismul ajută. Eu nu cred că jurnalismul, fie el de conflict sau orice altă formă, ajută fundamental oamenii. Dacă vrei să ajuți oamenii, te faci medic, te faci profesor, te faci cu totul altceva, dar jurnalismul meu n-a schimbat mare lucru niciodată și nu cred că va face. Nu cred că sunt. Nu mi-amintesc de un reportaj, un documentar, un subiect pe care l-am făcut din zone de conflict care să fi schimbat iremediabil zona de conflict în care am fost. Și atunci, sincer, o spun că jurnalismul nu cred că schimbă lucrurile fundamental. Poate ajută din când în când, indirect, presiunea asta constantă de a arăta lumii ororile, de a ne confrunta pe noi înșiși cu felul în care reacționăm și felul în care facem niște atrocități, niște lucruri absolut oribile, dar nu cred fundamental că jurnalismul meu a schimbat vreodată ceva. O să vorbim pe larg, puțin mai încolo, despre activitatea ta din teatre de război, dar spune-mi acum, la 20 de ani, tu aveai, erai un idealist, doreai să schimbi lumea sau când ai început activitatea ca jurnalist? Eu am fost întotdeauna un idealist și în continuare sunt, altfel n-aș face ceea ce fac. Cred cu tărie că lucrurile trebuie făcute, tot timpul trebuie să faci lucrurile de dragul de a fi făcute, în sensul că, indiferent dacă ele au sau nu un rezultat, eu trebuie să-mi fac treaba, indiferent dacă voi avea sau nu succes, eu chiar cred în meseria mea, în ceea ce fac și o voi face indiferent dacă voi avea succesul scontat sau dorit sau nu. O fac pentru că așa cred eu că trebuie făcut, cu orice preț, cu prețul bunăstării mele materiale, cu prețul confortului meu fizic, psihic, emoțional și așa mai departe, pentru că este ceea ce cred cu tărie. La 20 de ani eram probabil un pic mai idealist și acum s-a îmbinat un pic cu cinismul. Dar n-am fost întotdeauna jurnalist, am ajuns din greșeală să fac jurnalism efectiv. Ia povestește-ne. Din curiozitate, ca să fiu sincer, n-am avut niciodată o pasiune pentru, nici n-am știut ce înseamnă jurnalist la 20 de ani. Eu am terminat facultatea de filozofie și când eram student la filozofie, evident, aici în Cluj chiar, fiind student. Dar ce vrei să faci cu filozofia? Credeai că poți trăi ca filozof? Știi, nu aveam nicio idee. Nu m-am dus la facultate, nu cred că se duc foarte mulți tineri cu o idee concretă ce vor face mai departe. Eu m-am dus la facultate cât mai departe de casă, să văd ce se întâmplă, să citesc, să cunosc oameni, să călătoresc. Nu aveam nicio idee clară despre ce voi face. Și cu atât mai puțin jurnalism. Doar că s-a întâmplat ca fiind pasionat să cunosc oameni, curios de a-mi băga nasul în tot felul de evenimente din astea tumultoase, atunci m-am nimerit în niște zone, niște locuri de pe planetă în care s-au întâmplat chestii. Și având și un background istoric de filozofie un pic analitic, m-a pasionat să mă gândesc dincolo de primul strat. Dar spune-ne puțin mai concret, te-ai dus, ai aplicat la un ziar, ai fost descoperit, da. Te-ai împrietenit cu un jurnalist? Nu, nici. Concret, ce s-a întâmplat? Eu am început să... Am locuit o perioadă în afara României, câțiva ani în Statele Unite, perioadă în care mă visam așa un pic scriitor, credeam că o să scriu. N-am scris, evident, poate n-am avut talentul necesar să scriu, dar... M-a pasionat și citeam constant, citeam reportaje din tot felul de zone și fiind pasionat și de călătorie și călătoream destul de mult în perioada aia. Au fost ani în care s-au întâmplat și lucruri interesante pe în jurul nostru. Întorcându-mă din Statele Unite, am nimerit chiar în primăvara arabă, am nimerit în acele fenomene, Occupy London, Occupy Wall Street, toate fenomenele astea de revoltă, ceva s-a schimbat în 2012 și am simțit că se întâmplă lucruri. Terminasem facultatea, m-am înscris la un master de jurnalism pentru că mi s-a părut interesant la Londra, m-am mutat la Londra în acea perioadă, m-am implicat foarte mult în mișcările astea Occupy pentru că eram foarte tânăr,
Simțeam că sistemul nu ajută tinerii, clar că există o mare problemă de inegalitate socială. Ca tânăr nu credeam că o să pot să am o casă, să am o carieră, era după criza economică, lucrurile erau foarte tumultoase. Și am început să scriu atunci, în perioada aia, la diferite ziare. Și tot în perioada aia am și colaborat un pic cu BBC, o perioadă scurtă, unde chiar am învățat mai mult decât în orice școală. Am avut norocul să dau de niște jurnaliști extraordinari, să fac niște reportaje. Păi, redacția, cum să zic, redacția BBC sau să lucrez la o instituție ca BBC, fiind tânăr și fiind la început, este extraordinar. Raiul jurnaliștilor. Da, te formează într-un fel, îți inspiră așa o conduită și un fel de a aborda subiectele care pe mine m-a ajutat foarte mult și m-a ajutat nu neapărat pe chestii tehnice, ci să-mi păstrez întotdeauna o tărie de caracter, să spun nu la lucrurile care trebuie să spui nu și să spun da cu tot sufletul atunci când cred în ceva. Până atunci ți era greu să spui nu unui om? Sau să refuzi o anumită cerere? La 23 de ani nici nu știam prea bine diferența dintre nu și da. Eram încă un copil, un tânăr care își căuta locul în viață și rost. Nu pot să zic că aveam o idee clară despre nu și da sau despre orice. Că erai foarte, nu erai foarte vertical atunci. Nu, vertical am fost întotdeauna. Eu am avut așa, am crescut într-o familie în care tatăl meu este un tip foarte vertical. E omul care are așa niște principii în care crede, care pe mine m-au inspirat să fiu vertical. El întotdeauna a crezut, el întotdeauna s-a luptat cu sistemul în felul lui, cât a putut în meseria lui. Și pe mine lucrurile alea, fiind copil, m-au influențat. Eu am fost întotdeauna vertical. Îmi amintesc că stăteam o dată la coadă pentru viză la Ambasada Statelor Unite și era un jandarm în fața clădirii care se tot lua de niște fete în fața mea, le făcea niște remarci mai puțin plăcute și deși mi-era frică, că eram copil, eram tânăr, iar el era o autoritate, eram obosit, eram la coadă, am zis ceva. Nu m-am gândit de două ori să-mi văd de treaba mea și că nu e treabă, nu mă bag. Erau niște oameni care în momentul ăla erau hărțuiți de un individ care avea putere. Și am vorbit despre chestia asta, i-am spus, l-am pus la punct, așa cum am știut eu, ca la 22-23 de ani, cred că aveam și mai puțin de atât. Evident, am suferit niște consecințe de pe urma acelui act nesăbuit, dar nu l-am regretat. Nici până în ziua de azi nu l-am regretat și oamenii care pe mine mă cunosc de mulți ani și știu cum sunt, știu că eu nu fac compromisuri de niciun fel și n-am făcut-o niciodată. Totuși ai făcut și vreo nebunie sau vreun act mai îndrăsneț pe care să îl regreți așa puțin în sufletul tău? Personal sau profesional? Pe ambele planuri. Da, cu siguranță am făcut multe lucruri pe care le-aș pune la categoria făcut diferit. Nu știu dacă regret. Regret e un cuvânt mare. Regret presupune așa un pic de măcinare interioară, morală, de luptă. Da, nu, regret. Cu siguranță dacă aș avea ocazia, câteva lucruri în viața mea personală le-aș fi făcut altfel. Și chiar și în viața mea profesională. Profesional, cred că uitându-mă înapoi, nu mi-aș mai lua atâtea riscuri câte mi-am luat la început. La început, când am intrat în jurnalism și mai ales în jurnalismul de conflict, mi-am asumat niște riscuri care, acum uitându-mă înapoi, mă mir eu că mai sunt în viață. Dar eram foarte dornic să dovedesc că pot, că știu, că și eu pot să fac lucrurile la fel de bine, dar neavând nici experiența și nici resursele celor care făceau lucrurile bine, resursele financiare, logistice și așa mai departe, mi-am asumat riscuri inutile. Riscuri care m-au dus în câteva situații limită la vremea respectivă și acum, uitându-mă înapoi, nu le-aș mai face, sincer. Personal, nu știu ce să zic. Sunt relații pe care, încă din care am ieșit, oameni pe care i-am iubit, pe care, sincer, aș fi făcut lucrurile altfel, uitându-mă înapoi. Și într-o relație, tu ești cel care își cere iertare primul sau aștept să-și ceară partenera? Profesional sau personal? Personal. Nu, personal, nu. Acum sunt un om mult mai echilibrat din punctul ăsta de vedere. Iertarea e foarte importantă și mi-a luat mulți ani și multe greșeli și câteva relații eșuate ca să realizez că e bine să spui iartă-mă, că e bine să spui da, ai dreptate la momentul potrivit.
Dacă aș fi avut cunoștințele astea acum 10 ani, probabil că ar fi fost mult mai bine. N-aș fi rănit niște oameni pe care i-am rănit pe parcursul vieții. Mircea, se spun multe lucruri despre jurnaliști, sunt foarte multe prejudecăți și pentru că am amintit și relațiile dintre oameni. De multe ori suntem acuzați că ne folosim, manipulăm. Tu ce părere ai? Ai primit acuzațiile respective? Cum ai jonglat cu situațiile astea? Nu mi-a fost ușor și eu am, la rândul meu, am fost acuzat de multe ori de cele mai nebune chestii, de la a fi cumpărat, la a manipula, la faptul că nu-mi fac treaba, că sunt incompetent. Poate acolo chiar aveau dreptate câteodată, dar... Că toți greșim. Cu toții greșim, evident. Un exemplu ca să-ți dau a fost în momentul în care am transmis din fâșia Gaza în 2014, când a fost ultimul conflict major. M-au acuzat foarte mulți oameni și foarte multe grupuri care aveau un activist politic că n-am mers și în Israel să acopăr conflictul și din perspectiva Israelului. Și au scris la redacție, mă rog, altă dată, de obicei se întâmplă chestiile astea pe probleme politice sensibile. Am fost în Siria, în zona kurdă, și curzii sunt așa un subiect sensibil pe scena internațională. Unii oameni sunt de acord cu cauza lor, alții văd ca teroriști și așa mai departe. În momentul în care am scris și am făcut niște documentare de acolo, au fost oameni care au scris la redacție că noi sprijinim terorismul, Mircea Barbu sprijină terorismul și așa mai departe. La un moment dat am fost și pe o listă a teroriștilor internaționali după ce am transmis din Ucraina. Nu numai eu, mii de jurnaliști ne-au publicat numele, adresele, datele personale pe niște site-uri, doar pentru simplul fapt că eram prezenți în estul Ucrainei și transmiteam conflictul de acolo. Cum le-am gestionat? Eu știu că îmi fac treaba bine. Eu știu că îmi fac treaba cu intenții bune. Lucrez în organizații și am lucrat pentru organizații media în care exista o structură. Au existat întotdeauna colegiul care m-am consultat când am avut îndoieli. I-am întrebat pe ei, voi ce credeți? Cum ar trebui să facem lucrurile? E bine cum am spus aici? Nu e bine? Deci a existat întotdeauna munca asta în echipă. E foarte greu că când ești jurnalist, freelancer, să lucreze unul singur, să vezi unde greșești sau să nu te adâncești într-un subiect. Pentru și asta e bine feedback. Să lucrezi într-o echipă de jurnaliști, fie că o instituție media, fie că te consulți într-o altă formă. Le-am gestionat prin a vedea de treabă, de a face lucrurile, câteodată și răspund la comentarii, încerc cu oamenii care au un ton pe care eu îl accept de conversație, să le răspund, să le explic de ce am făcut lucrurile și cu cei care nu s-a putut, i-am ignorat, că n-am ce să fac. Ți s-a întâmplat să-ți ieși și din fire cu criticii, cu haterii? Nu sunt genul, n-am răspuns niciodată violent, nu, am fost înjurat, acuzat, dar bine, niciodată n-am fost amenințat, să nu înțelegi că au fost proteste masive potriva articolelor mele, să nu exagerăm. N-a fost cazul și nu sunt o persoană conflictuală de genul ăsta. Eu mi-am făcut treaba, dacă vrei, dacă nu ești de acord, îți respect opinia, dacă ți-o și argumentezi într-un fel foarte bine, dacă nu, la revedere. Nu. Mircea, cam cât timp ai petrecut tu în teatre de război? Dacă ai contabiliza, cât ai dedicat din viața ta? Păi nu m-am gândit niciodată la chestia asta, nu mult. Ucraina a fost teatru de război unde am petrecut cel mai mult timp, luni de zile, pentru că a fost și un conflict în care m-a prins așa acolo, săptămâni întregi, câteodată stăteam și o lună și ceva, am tot revenit, m-am tot dus, deci am și filmat un documentar în estul Ucrainei care a durat mai mult. Nu cred că se contabilizează în zile sau în ore sau că e normal să se contabilizezi. Pentru că timpul acolo are cu totul o altă dimensiune. Adică o oră poate fi cât o viață de om. Hai să nu exagerăm, că nu e chiar așa. Dar ești în apropierea morții, știi? Dai piept cu moartea. Nu, e un timp ușor suspendat, îl percep altfel. Îl percep de la un eveniment la altul, intervine și adrenalina care cumva diluează sau estompează trecerea timpului și atunci nu asta are importanță. Important pentru mine, dacă ar fi să mă gândesc la întrebarea ta, ar fi să mă gândesc cât timp am petrecut în viața mea gândindu-mă la zone de conflict. Și atunci pot să-ți răspund că foarte mult. Practic, ani buni în care eu sunt cu mintea foarte mult
în zonele alea, luni bune după ce mă întorc de acolo, când mă gândesc la ce s-a întâmplat, ce am văzut, oamenii cu care vorbesc, mai unii cu unii țin legătura. Deci ăla cred că trebuie cuantificat, timpul acela pe care tu îl investești emoțional într-un subiect. După ce te nu e neapărat sau... numai pentru jurnaliști de conflict. În general, ca jurnaliști, ca oameni pasionați de meseria lor, oricare ar fi ea, timpul acela care te consumă și arzi la o intensitate diferită. Putem spune că un jurnalist care a fost în zone de război e la fel de traumatizat sau aproape la fel de traumatizat ca un soldat care a luptat pe front? Da, sigur, sunt cazuri de jurnaliști care suferă de sindrom post-traumatic, care recunosc asta, au căutat ajutor, au mers și și-au recunoscut, au fost expuși, practic, la atrocități, la nenorociri, la fel ca un soldat. Nu e nicio diferență din punct de vedere emoțional între un jurnalist, un soldat sau un civil sau orice actor implicat într-o zonă de conflict, suferă mai mult sau mai puțin o traumă emoțională. Important e cum gestionez chestia asta. Dacă cred că m-au întrebat mulți oameni și pe mine chestia asta, dar cum de nu suferi de sindrom post-traumatic? Eu cred că sufăr un pic. Ar fi anormal să nu. Ar fi anormal să fiu perfect normal și echilibrat. Nu sunt, nici pe departe. Dar problema e, îmi afectează viața de zi cu zi, atunci cred că sindromul post-traumatic se instalează și atunci ai o problemă unde trebuie să cauți când ajutor. Poți să-ți mai continui când viața. Efectiv nu îți mai poți continua viața după un astfel de eveniment. La mine nu a fost cazul. Sunt momente în care mă gândesc la lucrurile astea, mai ales recent întors dintr-o zonă de conflict. Dar per ansamblu, eu ca persoană nu cred că sufăr de sindrom post-traumatic. Mircea, spune-mi, erau protejați jurnaliștii acolo? Tu erai protejat, aveai vestă antiglonț, aveai trecere liberă în anumite zone. Cum era? Oamenii își imaginează așa și asta e o întrebare foarte interesantă, pentru că multă lume mă întreabă chestia asta. Și cum e? Cum te duci într-o... aplici undeva? Nu, e un haos. Ceea ce uităm noi și ceea ce nu vedem la televizor este, de cele mai multe ori, este haosul instituțional. Gândiți-vă așa că în Ucraina, în Gaza, cad instituții. În momentul în care erupe un conflict, un protest masiv, un război civil, instituțiile statului respectiv nu mai funcționează. Câteva funcționează, dar la o capacitate de alertă minimă și se instalează haosul. Nu există reguli din astea pentru fiecare țară, te duci, te acreditezi și dacă ești acreditat, ești protejat nici pe departe. Uită-te numai în ultimii ani cum jurnaliștii de conflict de fapt devin ținte ale diferitelor grupări. Sunt răpiți, sunt decapitați pentru că știu că atrag atenția. Nu e cazul. Au fost cazuri în care a trebuit să mă acreditez. Exemplu, estul Ucrainei, avionul Malaysian Airlines care a căzut acolo acum câțiva ani, n-am putut să mergem la zona avionului până nu ne-am acreditat cu autoritățile pro-ruse din zonă. Deci câteodată trebuie să te acreditezi, să intri într-o instituție, atât cât mai există ea. Dar de cele mai multe ori conflictul ăla în starea lui, așa cum o vedem la televizor, nu există o logică, nu ești protejat de nimeni. Nu ți asiguri tu protecția atunci? Să-ți da, jurnaliștii care își permit își angajează securitate privată, cei care nu își permit, cum a fost și cazul meu, nu își angajează și încearcă să-și apere pielea cum pot mai bine. Vesta antiglonț s-a purtat mai mult așa, ca să dea bine în poze, ca să spun sincer. Cât e de grea? Nu e atât de grea, e grea să o cari în mână. E mai greu să o cari în mână decât să o pui pe corp, pentru că o vestă antiglonț, ca orice greutate, se distribuie pe corp și e un pic îngreunat la început, dar pe urmă nu. Nu e, dar nu te protejează atât de tare o vestă antiglonț, că nu. Cele mai multe probleme pe care le au jurnaliștii în zona de conflict când vine vorba de răni, sunt rănile provocate de schije sau rănile în urma unor răpiri, torturi și așa mai departe. Nu sunt rănile direct de glonț. Alea sunt cazuri foarte rare în care jurnaliștii își pierd viața. Cei mai mulți jurnaliști care și-au pierdut viața în zone de conflict, în exercițiu misiunii, funcțiunii, ca să zic așa, au fost tocmai din aceste accidente. Și n-au fost accidentele în sine, ceea ce pe mine m-a îngrijorat. Au fost răni pe care ceilalți jurnaliști sau oameni aflați în jurul lor n-au știut să le ofere prim ajutor. Eu în Irak, la Mosul, anul trecut, am avut un incident foarte grav în care un jurnalist a murit
sub ochii mei, la doar câțiva pași, trebuia să, înainte să se întâmple incidentul, înainte să existe acel schimb de focuri, s-a oprit convoiul de jurnaliști în care eram, a venit la mine, m-a întrebat, nu vrei să vii în mașină lângă mine și să mai vorbim? Și am zis, na, Mielene, stau aici, stau bine. Eram cu două, trei mașini mai în spate. Și la un moment dat convoiul s-a despărțit, ei s-au dus în dreapta, noi în stânga, într-un sat. El s-a dat jos din mașină să filmeze, l-a împușcat prin vesta antiglonț, prin zona laterală și a murit sub ochii noștri. Iar pe mine chestia asta m-a afectat foarte tare, dincolo de imaginea unui om care moare, pe care cred că pe oricine afectează. Evident. Pe mine m-a afectat neputința mea de a o face ceva. Și după chestia asta am tot căutat niște cursuri de prim ajutor, de zone de conflict și am avut norocul să primesc o bursă de la Reuters, de la New York Times, de fapt, Reuters și New York Times, ca să merg să fac un curs din acesta pentru jurnaliști de prim ajutor și de siguranță în zone de conflict, pe care eu îl recomand oricui, nu numai jurnaliștilor de zone de conflict. A fost absolut extraordinar. Acum chiar știu și am încredere în mine că într-o situație limită pot face ceva. Asta nu înseamnă că nu pot să am ghinionul să mi se întâmple pe viitor lucruri și să nu am ce să fac cu tot trainingul meu. Care a fost situația cea mai extremă în care ai fost? Ai fost vreodată aproape de bătaia gloanților? Cât de aproape ai îndrăznit tu să te duci de o anumită zonă de conflict? Eu întotdeauna am încercat să merg în cât mai aproape de flacără, ca să zic așa. Și te-ai ars? Și nu m-am ars niciodată, până acum. Dar pentru că am avut mult, mult noroc. Nu pentru că am fost mai bun ca ceilalți care s-au ars. Efectiv, a fost o chestie de noroc, de lucrurile s-au așezat. Dacă crezi în providență și dacă crezi în niște lucruri de genul ăla, poți să-i spui așa. Pentru mine a fost, așa a fost să fie până acum. Nu există, nu cred că există un cuantificat, un numărul 1, numărul 2, numărul 3 de pericol. De ce zic asta? Pentru că sunt pericole la care eu m-am expus și despre care habar n-am nici în ziua de azi. Am făcut autostop odată în Irak, de la granița cu Siria până la granița cu Iran. Am trecut pe lângă Mosul la 40 de kilometri, când Mosulul era sub statul islamic. În momentul ăla n-a apărut un risc la fel de mare ca în Ucraina, când am fost pus în genunchi și mi s-a pus pistolul la cap, pentru că mi s-a întâmplat și chestia asta. Sau când a ieșit un puști beat dintr-o clădire din estul Ucrainei, beat criță, a scos pistolul și tot vântura în fața noastră a jurnaliștilor. Crede-mă că mi s-a făcut pielea de găină, crede-mă. Nu, dar nu ți-o zic că sunt pericole la care m-am expus și despre care nici în ziua de azi nu conștientizez cât de grave au fost. Și sunt unele clare în care am avut un pistol în față sau a fost un schimb de gloanțe. Eram în Irak la un moment dat, tot la Mosul, și filmam de sus o scenă cu niște soldați care intrase într-un tunel abandonat ISIS și la un moment dat am auzit efectiv gloanțele cum un șuieră prin spate. Și ca să șuiere gloanțele, să le auzi, înseamnă că nu sunt foarte departe, n-au trecut departe. Cum cuantifici pericolul ăla? E uriaș, e mare, se merită, nu se merită? Nu știu. Și ce îți trece prin minte în momentul ăla? Teama e mai mare sau adrenalina? Păi nu îți trece nimic prin minte în momentul ăla. Nu mai gândești nimic, ești cuprins de teamă și... Nu. Există două tipuri de frică, din câte am înțeles. Există frica aia care te paralizează și există o frică oarecum alertă, constructivă. Eu sunt genul de persoană care nu e paralizat de frică, pentru că fiind pus în situațiile astea, am văzut cum reacționez. Nu sunt o persoană care se blochează. Asta nu înseamnă că nu s-ar putea să fie o situație în care să mă blochez complet. Nu știu exact. Psihicul uman e destul de vulnerabil. Eu nu mă gândesc la nimic în momentele aia, pentru că sunt foarte concentrat pe partea tehnică a meseriei mele. Și filmând de multe ori sau fotografii sau ce fac în zonele astea de conflict, atunci sunt foarte atent la imagine, la sunet. Știu că pare o nebunie. Da, că sincer, natura așa umană e scris cumva să-și scape pielea în situații de pericol. Nu, poate pare o nebunie, dar eu sunt atent la cameră, la imagine, sunt prins de aspectele astea tehnice, încât de multe ori nu îmi dau seama foarte tare. Pericolul conștientizez abia seara când ajung în camera de hotel și cel mai mult îl conștientizez când mă întorc din zona de conflict.
Eu întotdeauna le-am spus oamenilor apropiați, interesați de ce fac, că mie mi-e mult mai greu să mă întorc dintr-o zonă de conflict decât să mă duc. Când mă duc, sunt alert, sunt interesat, stau la curent, e o logistică întreagă de a ajunge acolo, să-ți faci treaba, abia după ce s-a încheiat totul, după ce apare articolul sau materialul video sau ți-ai făcut transmisiunea și ai venit înapoi și ai aterizat pe aeroport în București sau unde ajungi, te duci acasă și deschizi ușa la un apartament în care îți așezi lucrurile în liniștea aia, abia atunci... Ai timp să conștientizezi, da, și retrăiești ca un film. Da. Și totuși, dacă ar fi să te provocăm acum, să închizi ochii, să te gândești la o zi din teatrele de război, care zi ți-ar veni în minte? Ce s-a întâmplat în ziua respectivă care te-a marcat în mod deosebit? N-am să închid ochii, că nu fac exerciții de imaginație din astea, dar am să intru așa și un pic. Și metaforic vorbind. Metaforic vorbind, nu știu. O zi în care pe mine m-a marcat foarte mult. Să ne povestești o zi. Ce ai făcut de dimineața până seara? Într-o anumită țară în care a fost conflict. Păi îți pot povesti în general, dacă vrei, că nu diferă atât de mult. Ei te trezești constant cu presiunea editorială, jurnalistică, să găsești următorul subiect. De multe ori te trezești într-un hotel, de câteva ori te poți trezi într-o bază militară, așa cum a fost cazul în Irak sau în estul Ucrainei de câteva ori, cu alți psihopați ca și tine, fie jurnaliști, fie soldați, fie oameni care clar au o problemă dacă sunt acolo. Și lucrurile se alternează, sincer, între banal, dar banalul ăla de a vorbi despre lucruri absolut nesemnificative, de a bea o cafea, gesturile alea care sunt atât de firești în cotidianul nostru de aici, de la a bea o cafea, a mânca și ceva. Pot fi ultimele, gândește-te. Da. Și pe urmă, orice poate interveni, să afli că a început să se tragă într-o zonă sau a căzut un avion sau... Eram, de exemplu, în baza Gaiara din Mosul, bază militară de lângă Mosul, și ne-am trezit la 4 dimineața că a intrat efectiv sulf în corturi. Statul Islamic dăduse foc la o fabrică de sulf și a intrat sulf în corturi și ne-am trezit tușind, înnecând, urinând. Știu, e grafic, e urât, dar ne-am trezit, eu m-am trezit crezând că este atac chimic cu sarin, cu gaz sarin sau orice altceva. În momentul ăla o să mor, s-a terminat și gata, până aici e. Ne-am ieșit din cort, ne-am târât afară, ne-am luat bucancii repede, ne-am urcat în mașină și am plecat din bază. E ceva normal în asta? Cu siguranță nu. Dar pe urmă, 2 ore mai târziu, a trebuit să mâncăm, așa că ne-am oprit undeva, am mâncat. Deci cumva reluarea asta, alternanța asta între firesc și nefiresc. Cum făceai trecerea asta? Te adaptai repede? Păi o faci, adică nu-ți imagina că există un timp din ăsta de procesare. Ăla l-ai acasă, cum spuneam, da, l-ai când da. Ajungi acasă și te gândești ce demență să mă trezesc. Da, ce-am făcut? M-am trezit, acum săptămâna trecută mă trezeam vomitând într-o bază atacată chimic și seara, nu știu, eram la... sediu ambasadei României, bând ceai cu ambasadorul de României la Bagdad. Dau un exemplu de extreme. Nu se întâmplă des, dar se pot întâmpla în acea zi. Ai și anumite experiențe frumoase, chiar frumoase, dintr-o asemenea zonă? Să întâlnești o anumită persoană care să te fi influențat? Eu mi-am întâlnit în zonele de conflict jurnaliștii pe care îi citeam. Când m-a interesat jurnalist de conflict, când am început, fiind foarte tânăr, citeam câțiva jurnaliști de afară, le citeam cărțile, citeam memoriile și mergând în zone din astea conflict, i-am întâlnit. Ceea ce cumva a fost interesant, așa, să văd oameni pe care eu îi apreciam și admiram pentru felul în care transmit, să-i citesc, să fie lângă mine, să lucrăm la aceleași subiecte cot la cot. Un exemplu clar este un jurnalist american pe nume Richard Engel, pe care eu îl citeam și apreciam foarte tare, tânăr fiind, pe care am trecut, l-am întâlnit la Mosul, chiar lângă mine, la un moment dat, și am făcut un subiect și s-a uitat așa la mine și a zis: tu ai venit aici singur cu rucsacul în spate? Da. Zic, ți-am citit cărțile, îmi plac foarte tare. Și era așa un pic impresionat. Și până la urmă m-a văzut că mergeam pe jos kilometri întregi, că n-aveam o logistică la fel cum o avea el. El avea 2 mașini
blindate, securitate, medici, producători în jurul lui și a zis, nu vii cu noi înapoi spre Erbil, nordul Irakului, spre hotel, îți dăm noi un ride. Și eram așa în mașină, foarte încântat de mine, că uite, eu și Richard Dengel mergem în aceeași mașină, corespondentul NBC, oameni pe care cu ani în urmă îi citeam prin biblioteci cu cărți împrumutate sau pe internet, le urmăream reportajele și nu numai el, mulți alții. Dar Nu le-am cerut niciodată. Nu accept sfaturi. Sau ce nu cer, nu ei? Nu. Nu-mi place să cer sfaturi și mai mult nu-mi place să dau sfaturi. Nu cred în chestia asta. Dar revenind la întrebarea ta, dincolo de jurnaliștii ăștia pe care eu îi apreciam, oameni interesanți am întâlnit tot timpul în zonele de conflict, pentru că am întâlnit oamenii localnici care și-au reușit să-și păstreze umanitatea în niște situații absolut degradante din punct de vedere uman, în situații în care n-ai ce să mănânci, n-ai unde să dormi, ți-ai pierdut fiul, fiica, tatăl, sora și așa mai departe, ce n-ai un prieten, și oamenii ăștia cumva au reușit să-și păstreze umanitatea, iar pe mine chestia asta m-a inspirat enorm și m-a făcut să fiu foarte umil în felul în care mă raportez la zonele astea. Te referi la localnici? Chiar vreau să te întreb cum erau localnici. Localnici, în general, dar oamenii care sunt de acolo, oamenii care au trecut, civilii, nu le-a spune neapărat localnici, civilii, populația civilă din zonele astea. Ai ajuns să stai, de exemplu, în casa unei familii din locale? De multe ori. Da? Și cum erau? Cum... Ca și aici. Ce subiecte abordau, de exemplu, la masă? Fiind înconjurați de atâta oroare. Să știi că, că oamenii încearcă să se rupă în puținul timp. Exact, se puteau rupe de fapt, asta. Da. Unii da, unii nu. Depinde cât de recent era trauma și cum reușiseră să o interiorizeze. Dar de cele mai multe ori, oamenii au această capacitate fantastică de a-și păstra pozitivul, speranța, chiar și în cele mai negre momente. Și eu fiind acolo, cineva interesant din altă zonă, din altă țară, cu poveștile proprii, încercau să afle și să se rupă și ei de nenorocirea de acolo prin poveștile mele, prin a mă cunoaște pe mine, eu la fel încercând să mă relaxez. Ne foloseam unii de alții ca să uităm de nenorocirea care ne înconjura. Dar am întâlnit oameni absolut extraordinari, cu povești de viață incredibile. Care a fost cel mai ciudat, cu ghilimele de rigoare sau nu? De aici ai această nevoie de a pune categorii cel mai... Păi, să zicem extravagant, nu am fel această... de mâncare pe care l-ai încercat acolo. Nu am acea acolo, unde acolo? Am fost în atâtea locuri. Exemplu, nu mănânc... Siria... Nu am... Mă feresc de aceste etichete de cel mai greu moment, cea mai bună mâncare. Pentru că nu, fiecare în felul ei, și știu că sună clișeu oribil și e un clișeu, dar fiecare în felul ei a avut o însemnătate, a avut în momentul ăla o importanță. Nu prea mănânc lucruri interesante. Asta mi se pare și mie o chestie foarte, cumva, așa, ciudată. De câte ori mergi într-o țară străină, și la noi, și noi facem la fel cu străinii care vin aici, le oferim cele mai scârboase mâncăruri. Nu știu dacă ai observat. Așa că un străin vine în România, îi oferim ciorbă de burtă, care dacă îi explici ce e absolut scârbos până la urmă. La fel și în țările în care am fost eu. N-ai mâncat niciodată ochi de capră sau, nu știu, organe de... Exact. Oamenii tind ca în mâncarea națională să includă niște lucruri un pic extreme, ca să folosesc un termen plăcut. Și noi facem la fel cu străinii. Îi ducem să mănânce lucruri pe care noi în mod obișnuit nu le prea mâncăm. Și ei fac la fel și alții în alte zone. Mie îmi place mâncarea din Orientul Mijlociu, pentru că e zona în care am mers cel mai mult și zona care pe mine mă interesează foarte tare. Îmi place maxim de la ce se mănâncă, la felul cum se mănâncă, în sensul că totul împărțit în comunitate. Apreciez enorm chestia asta și mă simt ca acasă. În orice loc din Orientul Mijlociu unde merg. Și totuși, de ce ești acum în România? De ce nu ai rămas
într-o țară, de exemplu în America sau în alte țări unde ai fi avut o șansă să lucrezi ca jurnalist în redacții renumite? Pentru că așa a fost să fie și dacă vrei să pară așa un pic mai interesant, pentru că eu chiar cred în România. Știu că sună clișeu, dar eu chiar cred că jurnalismul trebuie făcut aici, pentru oamenii de aici, pentru comunitatea în care eu am fost educat și căreia trebuie să-i dau ceva înapoi. Cred în lucrurile astea. Asta nu înseamnă că nu o să plec niciodată, nu sunt nici naționalist, nici măcar patriot, până la urmă. Iubesc locul ăsta pentru că mă simt cel mai atașat de el. Aici avem familie, prieteni, oameni care țin la mine și locuri dragi, dar nu cred într-un excepționalism românesc, în sensul că dacă sunt român, sunt extraordinar, sunt pur și simplu, sau sunt legat de glie. Nu. Am călătorit și am locuit în multe țări și atunci, pentru mine, a pleca și a reveni e un lucru firesc. Eu vreau să fac jurnalism aici. Și am ales să-l fac aici, în ciuda tuturor obstacolelor, și sunt foarte multe obstacole în a face jurnalism. Îl cred în țara asta, cred în comunitatea asta, cred că se poate face jurnalism de calitate și aici, numai că mai greu puțin decât afară, poate. Ești genul de om spontan care, dacă mâine vrea să își facă bagajele și să plece undeva în concediu, să evadeze, o face? Și unde te-ai duce? Păi da, cam așa fac, planific toate concediile, dar cred că asta e pentru că nu am foarte mulți oameni care îți depindă de mine. Am luxul acesta de a putea fi un pic spontan. Mă rog, cât de spontan pot fi și eu până la urmă. Unde m-aș duce? Uite, de exemplu, ultima dată am fost în Piatra Secuiului, la Râmete. Și a fost foarte spontan, a fost așa, cu câteva zile înainte, m-am uitat la zonă, mi-a plăcut foarte tare și am zis că o să merg să campez acolo cortul. Vama Veche era într-o vreme un loc în care mergeam foarte mult și îmi plăcea. Acum am găsit un loc la 30 de kilometri sud de Vama Veche, în Bulgaria, un sat așa un pic pustiu, care îmi place foarte tare și unde merg vara. Locuri izolate de obicei, ca să zic așa. Locuri în care să am un pic de timp liber, să mă gândesc la niște lucruri, să mă relaxez. Cu cât mai puțin oameni, cu atât mai bine. Preferabil oameni cu care... Ești pe aceeași lungime de undă? Cu care sunt pe aceeași lungime de undă, dar da, mă duc, călătoresc și mă relaxez destul de des. Și dacă ai de ales între o plajă sau un munte? Depinde, nu știu. Trăind în București mult timp, marea a fost mai accesibilă, pentru că era 2 ore. Muntele, Valea Prahovei și zona aia nu mă interesează deloc, nu mi se pare deloc atractivă. Acum, fiind la Cluj, mă atrage foarte tare zona asta de Apuseni. A început să-mi placă muntele mai mult, dar nu muntele de urcat. N-am nicio pasiune pentru lucrul ăsta și nu înțeleg de ce oamenii se supun acestei torturi de a urca pe munți. Deși când ajungi acolo poți să înțelegi și recompensa vizuală și nu numai. Dar Apusenii, ca formă așa socială, de sate, de oameni, de locuri, încep să-mi placă și am început să călătoresc destul de mult pe aici. Acum o să-ți spun o întrebare mai provocatoare și mai directă. Ascult. E alegerea ta dacă răspund sau nu. Tu ai un tatuaj. N-am un tatuaj, am mai multe tatuaje. Mai multe. Care puțin povestea lor? De ce ți le-ai făcut și unde ți-ai făcut primul tatuaj? Ai marcat anumite amintiri? Da, oarecum. Cum sunt pasionat de graffiti și de chestii vizuale, am fost pasionat și de tatuaje și de istoria asta. Le-am făcut din multe motive. Unul fiind din conștiența, pentru că trebuie să existe și această... Dar nu le arăți. Nu știu dacă pot acum să ți le arăt, că ar trebui să mă dezbrac și nu știu dacă CNA-ul ne dă voie, dar... Deci suntem locuri. Tot corpul, da. Da. Dar dacă vrei, facem și un interviu nud la un moment dat și nu ți le arăt. Am tatuaje pe care mi le-am făcut de cele mai multe ori în urma unor experiențe pe care am dorit să le... să rămână pe corpul meu, să rămână ca o amintire, ca o fotografie. În același timp, tatuajele sunt și o formă de revoltă. Oamenii care au tatuaje, mai puțin acum, dar când mi l-am făcut eu acum 10 ani, încă erau așa o reticență față de tatuaje, erau asociate cu anumite clase sociale, iar eu fiind un rebel, am zis, nu, uite, pot să-ți arăt că poți să ai și un doctorat
poți să ai și tatuaje, poți să lucrezi în ceva care e foarte interesant și perceput ca o meserie frumoasă, interesantă, și să ai tatuaje ca un om care lucrează, nu știu, în lucruri mai puțin apreciate. Nu știu dacă înțelegi, în sensul că da, există această ideea, stigmă da, de da, socializare. Și atunci mi-am făcut tatuaje. Mircea. Am un tatuaj și cu ziarul Adevărul, nu știu dacă l-ai văzut. Nu l-am văzut. E pe brațul meu stâng, o să ți-l arăt odată. Și nu regret, deși nu mai lucrez acolo, pentru că a fost primul ziar românesc la care eu am lucrat, iar pentru mine, copil dintr-un orășel de câmpie anonim muncitoresc, fiind primul care a mers la facultate în familie, a fost uriaș să scriu la un ziar la care au scris niște nume extraordinare. A fost uriaș să scriu la cel mai bun ziar românesc. Pentru mine a fost o onoare să fac lucrul ăsta și mi-am făcut meseria cu pasiune. Și într-un moment în care m-am întors dintr-o zonă de conflict, la un moment dat, mi-am făcut tatuaj cu logo-ul Adevărul și mi se pare... A fost într-adevăr o nebunie atunci, dar nu o regret, face parte din viața mea. Ai vrut totuși vreodată să ștergi vreun tatuaj? Nu. Ți le asumi contra... pe toate? Da, dar din contră aș vrea să mai adaug cât mai multe, numai că n-am bani. Dacă aș avea mai mulți bani, mi-aș face mai multe tatuaje. Mircea, ce culoare are viața ta? Alegeți o culoare. Știu. Griul ăsta de praf, așa, între alb și negru, care nu-s culori. Cred că griul prafului din sala asta. Dacă ar fi să fii pe o scenă și să ți se dea un microfon, să ai șansa să transmiți un mesaj, chiar lumii întregi, ce ai spune? Nimic. Nu cred în lucrurile astea absolute. Dar totuși ceva care să rezume experiența ta de viață, să rezume jurnalismul. Nu am o metaforă. Nu există până la vârsta asta, nu am ajuns la o concluzie atât de profundă despre lume sau despre viața mea, cât să o sumarizez și să o dau mai departe de pe scenă. Din contră, eu dacă aș fi undeva unde e o scenă, aș fi probabil în spatele unei camere sau undeva scriind despre cei care sunt pe scenă. Nu îmi place să fiu eu pe scenă și de asta mi se potrivește foarte tare jurnalismul. Uite, ca să-ți dau o metaforă așa, pentru felul în care eu văd jurnalismul și de ce m-a pasionat pe mine, gândindu-mă retrospectiv de ce am ajuns aici, că n-a existat așa o traiectorie clară, adică n-am fost unul dintre copiii aia pe care la școală când îi întrebau ce vrei să te faci când vei fi mare, eu am zis jurnalist, nici pe departe. Dar uitându-mă în spate, mă tot gândesc la trenurile care treceau prin fața casei mele, unde locuiam, unde am copilărit, trenul trecea între gara de est și gara de vest a orașului. Și atunci, uitându-mă la trenul ăla, eu nu mă gândeam niciodată cum ar fi să fii mecanic. Nu mi s-a părut deloc interesant. Nici măcar să fiu pasager nu voiam să fiu. Pe mine m-a interesat foarte tare dacă aș putea să stau în cabină și să mă uit la mecanic. Cum bagă în foc, cum schimbă pedalele, unde se duce, de ce se duce. Adică o metaforă a felului în care oamenii care au puterea de decizie de a schimba istoria și de a face istorie, de ce o fac și cum o fac. Și pentru mine asta e jurnalismul. Sunt copilul acela de 7-8-10 ani care stătea să uita la trenuri toată ziua prin fața casei și se întreba ce fac mecanicii, cine sunt, unde se duc, cine sunt pasagerii, care sunt poveștile lor de viață. Toată chestia asta pe mine m-a fascinat. Mircea, timpul a trecut foarte repede. Îți mulțumim că ți-ai deschis sufletul pentru noi. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu NCN. Iubim apa.